Primul bloc ce va fi reabilitat termic pe bani europeni este blocul numărul 15 de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu din Deva. Beneficiari sunt proprietarii a 20 de apartamente. Din fericire, lucrările vor demara chiar mâine. E primul bloc, am semnat azi ordinul de începere. Sperăm ca să fie și la finalizarea acestui bloc. Bine, este un termen de 6 luni de zile, dar sperăm să se finalizeze mai repede. Constructorul este serios, cred că va începe lucrările cât mai repede pentru că ține și vremea cu noi. Următoarele blocuri și vor fi un exemplu pentru celelalte asociații de proprietari de a se implica în această finanțare. Chiar sper ca până anul viitor, până la finalizarea acestei finanțări în anul 2015, să fim orașul din județ cu cele mai multe blocuri realizate din punct de vedere al izolării. Din punctul nostru de vedere, cred că în cel mai, să zic așa, nefericit caz, o lună jumate. În cel mai fericit caz, dacă ne ajută timpul, sperăm că în maxim o lună să fie gata. Lucrările, noi am zis că le demarăm de mâine, poți ne facem organizarea de șantier și de mâine începem. Proprietarii care au izolat deja apartamentele în care locuiesc s-ar putea să fie nevoiți să renunțe la respectiva lucrare, asta dacă nu corespunde cerințelor. De asemenea, constructorii vor încerca să păstreze arhitectura blocului. Această izolație o să fie verificată de către constructor, o să vadă dacă e eficientă, dacă îndeplinește toate condițiile care sunt trecute în caietele de sarcini și, pe urmă, dacă trebuie să dă jos, se înlocuiește, dacă îndeplinește condițiile, rămâne. Reprezentanții Asociației de Proprietari beneficiară acestui proiect, dar și locatarii sunt bucuroși că sunt primii din Deva care vor avea blocul izolat termic pe bani europeni, deși întocmirea documentației a durat ceva timp. Întocmirea documentației un pic mai greoaie pentru că foarte multe acte au trebuit, dar să știți că m-au sprijinit toți membrii asociației, m-au ajutat cu adeverințe de venit, cu tot ce a cerut normele pentru anveloparea blocului. Da, cu primăria la fel am colaborat foarte bine, au mai fost mici discuții, dar nu chiar. Deci de culoarea blocului, de oamenii nu erau chiar lămuriți, dar în final am ajuns spre bine cu toții și am semnat contractul, i-am împuternicit, să zic așa, mandatat pe primărie ca să ne sprijine și colaborăm foarte bine cu dânsii și ne bucurăm că suntem primul bloc care să încep lucrările. Foarte bine, e mulțumitor. Nu, e foarte bine că se face și asta e treaba. Cum este acum când nu e izolat? Ce se întâmplă la noastră acolo la etajul 4? E rece, e frig, e iarna și asta merge centrală și apoi dacă o să fie treaba cu izolația, cu asta o să fie mai calm, mai ales că suntem numai pensionari aceia. Fiecare familie din acest bloc va plăti 100 de lei lunar timp de 30 de luni, adică vor scoate din buzunar 3.000 de lei, în condițiile în care blocul va fi izolat pe toate părțile, inclusiv acoperișul. Vor fi efectuate lucrări și în subsol, vor fi montate termopane la toate apartamentele, dar și la casa scării.